Nu, mi-a plăcut foarte mult meciul, abordarea jocului, rezultatul, fiindcă în momentul de față noi trebuie să ne uităm la rezultat. Și ținând cont că a fost primul joc cu un adversar foarte puternic, naționala noastră s-a descurcat foarte, foarte bine. Mi-a plăcut organizarea jocului, mi-a plăcut determinarea, puteam să câștigăm, chiar dacă Olanda a avut foarte mult posesia, noi puteam să câștigăm, a avut portarul adversarilor noștri câteva intervenții repriza a doua foarte, foarte mari, așa că eu personal sunt mulțumit de acest rezultat de egalitate. Mutu este un antrenor, un selecționer lipsit de experiență, însă vi se pare că gestionează așa cum trebuie acest grup sau mai are de lucrat? În momentul de față gestionează destul de bine, fiindcă a decalificat echipa, a început bine acest turneu final și sunt convins că el a învățat din toată experiența lui ceea ce înseamnă jocul rezultatului. Chiar dacă, fiindcă a jucat foarte mulți ani în Italia și... A jucat la un nivel bun, exact, cu miză. Exact. Contează atât de mult pentru un antrenor, pentru formarea unui antrenor, să vii dintr-un jucător învățat cu presiune? Absolut. Absolut. Cu presiune, cu experiența. El trebuie să fie foarte bine înțeles de jucători. Până în momentul de față văd că echipa reacționează foarte bine la comanda lui. Și, cum am spus, rezultatul este cel mai important. Naționala noastră a demonstrat aseară că știe să joace la rezultat. Eu aș puncta, dacă pot să spun, dacă erau puțin mai atenți la câteva contraatacuri foarte rapide, care jucătorii noștri au găsit alte soluții decât drumul direct pe poartă, au găsit finalizarea de la distanță și așa mai departe, eu cred că îi surprindeam pe adversarii noștri și chiar și mai marcam. Pe de altă parte, domnule Munteanu, pe mine personal, ca suportare echipei naționale, m-a bucurat faptul că am văzut niște jucători mai curajoși decât suntem obișnuiți cu jucătorii echipei naționale în ultimii ani și introduc aici seniorii. Adică l-am văzut pe Moruțan Mingicar, a încercat poarta, a tras de la depărtare, Olaru la fel. Asta mi se pare o notă de curaj, de tupeu. Da, probabil că Adi l-a transmis tupeul lui fotbalist, dacă pot să spun așa, sau experiența lui prin acest tupeu fotbalistic, dar jucătorii noștri cu calități, fiindcă vrând nevrând trebuie să recunoaștem, jucătorul român are calități tehnice foarte bune, dar... La acest joc am văzut și altceva, dacă în afară de calități, cum ai spus, de Moruțan, Mingicar. Am văzut jocul colectiv, jocul de echipă. Nu este ușor să joci contra Olandei, cotat categoric mai bine decât noi, să joci așa compact. Olanda a încercat să desfacă jocul pe margini foarte mult. N-au avut foarte puține reușite. Asta datorită faptului că s-au mișcat foarte bine jucătorii în grup, în echipă. Da. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că ar trebui făcute anumite schimbări în primul 11 al echipei naționale? Nu are un motiv, Adi, să facă schimbări. Probabil ceea ce am văzut după jocuri, după toată lumea a sărit în cap lui Cebotariu, fiindcă a greșit, este posibil să greșești la o fază fixă, deși o fază fixă este ușor de controlat din punctul meu de vedere. Așa. Și n-ar trebui să facă greșeli. Eu cred că n-ar trebui să facă schimbări. Sigur, Drăgușin poate fi o variantă. Poate fi o variantă, este nemulțumit, joacă la un nivel înalt. Nu știu și nu de ce nu a început cu el, dar să-i treaba lua din mult. Deci din punctul meu de vedere ar fi meritat Drăgușin să înceapă. Atenție, nu excludem pe altcineva. Nu. Dumneavoastră, chiar azi, poate v-ați fi gândit cu Drăgușin să fie titular? Prea multe termeni de comparație nu avem, dar ținând cont că joacă la un nivel, eu știu unde joacă Drăgușin sau este în lotul echipei lui Juventus. A și prins minute și în Champions League, exact, și în Serie A. Era îndreptățit să spere la să înceapă jocul cu el. Dar, cum ai spus, nu exclud că a început cu Ciobotariu, fiindcă în afară de faza acelui corner, Ciobotariu a jucat bine, după părerea mea. A jucat bine. Lui Ciobanu, cum l-ați descrie în primul rând? Senzațională, execuție senzațională, nu... Sigur, nici eu nu mă așteptam, dar după cum a executat și prima și a doua lovitură liberă pe finalul jocului, e specialist, adică nu e întâmplător. Lovește foarte bine mingea, a avut încredere,
fiindcă la un turneu final trebuie să ai și încredere sau când execuți o lovitură liberă. Sânge rece, cum se spune. Exact, exact. În cariera dumneavoastră vă amintiți să fi dat un gol de genul acesta, pentru că și dumneavoastră aveați precizie foarte mare în execuții și dacă stau bine să mă gândesc, în prima parte a carierei dumneavoastră marcați multe goluri, la Dinamo, la Bruges la, și așa mai departe în Germania, după aia ați început să marcați mai puțin, v-ați schimbat probabil și poziția, ați devenit mai cerebral, mai pasator decât marcator. Da, am marcat și eu goluri, dar... De la departare, așa? Marcam mai mult în forță. Adică... Decât plasat. Da, da. Dar vă amintiți un gol care vă place în mod special dintre cele pe care l-ați marcat de-a lungul carierei? Am marcat în Bundesliga. Țin minte, cu Leverkusen am marcat gol frumos. Tot așa, la Wolfsburg, cu Dortmund, nu mai știu cine. De pe la câți metri? Tot așa, la 18-20 de metri. Cred că înnebuneau tribunele. Da, vremuri da. Frumoase și cu suporte în tribune, exact. Campionat puternic. Exact. Da. Bun, spuneți că Drăgușin ar putea să apară în următorul meci cu Ungaria. Da, e posibil să apară. La fel, Ungaria e un joc foarte important pentru noi. Putem noi să ne facem drumul mai ușor sau să ne împotmolim puțin, fiindcă joacă Olanda cu Germania. În caz poate că fi un egal acolo? Poate egal, poate egal. Atunci sau ne-ar conveni să bată Germania, să se ducă mult în față și noi să fim pe doi. Exact, dar sau să bată Germania, să fie calificat și ultimul meci să nu mai fie așa important pentru ei. Dar nu va fi ușor, dar eu am încredere. Nu știu ce mă face că am încredere, fiindcă vă spun și repet, am văzut un joc de echipă foarte bun. Doamne ajută să fie, cum spuneți dumneavoastră, în atac cu cine ar trebui să continuăm? Cu Ganea sau să intre Adi Petre, titular? V-am spus mai înainte. Da? Păi să spune și indirect. Dar n-aș face schimbări. Cum a spus și Adi, a fost mulțumit de randamentul jucătorilor. E timp destul până următorul joc. Sunt tineri. Nu, n-aș face schimbări. Fiindcă, în general, eu știu, acest microb al schimbărilor este, la noi se practică foarte mult la nivelul loturilor naționale. Noi schimbăm la formația 5-6 jucătorii. Asta ce denotă, domnule Munteanu? Nesiguranță în jucătorii selecționați sau pur și simplu lipsă de imaginație, de variante, de siguranță a antrenorului, a selecționerilor? Nu știu dacă pot spune că este nesiguranța antrenorului, dar... Faptul că se vorbește, se odihnesc pe unii sau pe alții, din moment ce ai 5 schimbări în meci, nu? Ai 5 schimbări sau se fac schimbări, nu văd să faci foarte mulți schimbări în formă de start. Da. Nu, asta este părerea mea, dar nu cred că Adi va schimba. Dacă va schimba un jucător, dar nu cred. Există riscul să se relaxeze un pic după rezultatul ăsta bun jucătorii, să zică, hai că am reușit asta cu Olanda și acum vine Ungaria, teoretic este mai bun decât ei, va fi meci ușor. Nu, nu cred. În primul rând că se ocupă și stafful Adi și toți din jurul echipei naționale. În al doilea rând jucăm cu Ungaria și știm toții. Miza etnică. Ăsta e adevărul, da. Nu trebuie să ne ascundem. E o miză națională. Sigur. Orice român se motivează singur. Și ei, ați văzut că au avut și ironii pe tabele. Era scris Ungaria-România 1-0 în minutul 45. Da. Da, să facă ironiile sau să... Dar eu cred că acel joc cu Ungaria va fi pentru noi... Ar trebui să fie un pas important pentru... Să ieșim din grupe. Fiindcă noi dacă câștigăm, noi facem un pas important. E adevărat și pentru Mutu ar fi foarte important, stăteam și mă gândeam, deși la început de drum, cum necum, Mutu și-a atins până acum toate obiectivele. A scăpat voluntar de la retrogradare, in extremis, într-adevăr, și a calificat naționala la Euro. Următorul pas acum, cum spuneți dumneavoastră, ar fi să iasă din grupe. Credeți în varianta, Mutu tot insistă că România poate ajunge chiar și în finală. Credeți în varianta asta sau doar încearcă să motiveze suplimentar jucătorii? Ar fi ideal, ar fi fantastic să repete performanța din 2019. Din 2019. Dar este posibil. Este posibil. Dacă România trece de grupe, este posibil. Prin nu știm cu ce adversar, nu știm în ce formă va fi naționala noastră. Poate. Poate să repete performanța de acum 2 ani.